Bună, dragii mei! Eu sunt Ramona, iar astăzi vreau să vă prezint albumul meu de Animatera 3, Lumea Basmelor. Acum deschid catalogul. Uitați, acesta este catalogul meu de Animatera 3. Îmi lipsesc câteva cartonașe. Deci din cei 48 de cartonașe am lipsă. Haideți să le numărăm împreună, că chiar nu știu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartonașe lipsă. Deci din 48 de cartonașe am 8 lipsă, înseamnă că am 40 de cartonașe. Și aș vrea împreună cu voi să îi vizionăm, să ascultăm fiecare cartonaș. Nu judeca după vorbe și aparențe, vei avea doar de câștigat. Acesta e 5, capca 1. Nu judeca. Creativitatea îți poate de... Întâmpină orice provocare cu mult curaj, doar așa vei schimba lumea. Doi, foarte frumos. Întâmpină orice... Creativitatea îți poate deschide o lume complet nouă. Imaginația te poate purta oriunde. 6, Cosmin. Chiar și cei mai duri ascund blândețe în sufletul lor. De 10, pumn de piatră. Când ai inima deschisă, vezi binele în orice situație. Deci asta e 12, dacă nu sunt 12, Baba Gârgăru. Nu judeca după voi. Viața te va răsplăti dacă ai răbdare. Scriitoare anonimă, aceasta e 21. Magia nu e destul. E nevoie și de perseverență. Aceasta e nouă. Cearna bun vrăjitorul. Să știi cum să le porți de grijă celor dragi e cea mai mare superputere. 22, puteri. Viața te va răsplăti dacă ai răbdare.
Asta te va ajuta să depășești multe obstacole. Regele Tarbus, 20. Fii încrezător și poți întoarce soarta în favoarea ta. Asta te va ajuta să depășești multe obstacole. Să știi cum să le porți de grijă celor dragi e cea mai mare superputere. Devotamentul prietenului tău cel mai bun. Fii încrezător și poți întoarce soarta în favoarea ta. Să știi cum să le... Devotamentul prietenului tău cel mai bun este neprețuit. Lupul magic, 23. Împreună suntem. Înțelepciunea vine cu timp. Înțelepciunea vine cu timpul. Ai răbdare și o să vină și la tine. Dai cu brațul. Împreună suntem greu de învins. Balaurul cu 7 capete. E 17, personajul 17 și după cum se vede nu îl am. Dar mi-l scanează. Îl putem vedea. E bine. Stăpânirea de sine te ajută în cele mai grele momente. Împreună suntem greu de învins. Cel mai important e să ai mereu încredere în tine. Sara, cartonașul 15. Bucură-te de libertate ca de un dar unic. Acesta este cartonașul 13, Sirius din cer. Vedem pe acesta, cartonașul 14. Ombre. Viața te va răsplăti dacă ai răbdare. Continuăm aici. Viața este cea mai valoroasă. Ai grijă să o protejezi mereu. Albina împărăteasă. Cartonașul 30. Învață să fii mereu echilibrat, indiferent de situație. Luna. E cartonașul 29. Ce frumoasă e. Un om cu adevărat puternic este un om liber. Petru din Ardea, cartonașul 28. Puterea înseamnă și responsabilitate. Soarele, cartonașul 27. Viața este cea... Iertarea este cheia schimbării. Meu, cartonașul 31. Loialitatea este răsplătită numai cu fapte bune.
23. Foarte frumos. Chiar dacă nu ești cel mai voinic, contează să fii îndemânatic. Acesta este prâsia, 35. Să învețe devotamentul, să nu se clintească precum frunzele la fiecare adiere. 36. Pământul. Viața este cea mai valoroasă. Puterea cu adevărat magică este să găsești armonia în orice. Împărăția Salcânelor, cartonașul 38. Respectă natura și fă ce e drept, nu doar ce e bine pentru tine. 43. Diana Sintiana. Să fii flexibil, viața o să-ți fie mult mai ușoară. Doară lung și lat. Aceasta este cartonașul cu numărul 46. Gerosul cel drept. Speranța din gândurile bune care îți luminează mereu mintea. Cerbul cu nesemate, cartonașul 42. Speranța din gând, prietenia te poate
te salva din cele mai dificile situații. 37. Barbă lungă, stat mărunt. Iana Sânziana, 40. Cred că le-am scanat pe toate, în afară de unele care nu merge scanate. Uitați cum e acesta, lacul zânelor, copacul vieții, nici acesta. Viața te va răsplăti dacă ai răbdare. Acestea sunt toate cartonașele mele. Viața te va răsplăti dacă ai răbdare. Acesta a fost albumul meu. Aici închei. Acestea sunt toate dublurile mele. De Animatera 3. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like și să vă abonați, bineînțeles, dacă nu sunteți abonați. Vă mulțumesc că m-ați vizionat până la sfârșit. Eu am fost Ramona, pe data viitoare, pa, pa!